Vă salut și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vreau să vă arăt de ce este bine să investești pe termen lung la bursă. Cel mai bun exemplu îl vom vedea astăzi când vom vorbi despre dividende. Pe 7 iunie Petrom plătește 2,3 miliarde de lei către investitori sub formă de dividende. Acționarii au aprobat dividendul propus care are un randament de 7,4%. La prețurile curente de tranzacționare de 0,497 lei, randamentul dividendului este 7,4%. Dacă voi anul trecut sau acum 2 ani ați cumpărat acțiuni la OMV Petrom la un preț mult mai mic decât acesta, randamentul vostru nu va fi acesta de 7,4%. Spun asta pentru cei ce sunt la început. Randamentul vostru va fi mai mare. Acesta este randamentul calculat la acest preț pentru a se acorda acest dividend. Ne întoarcem puțin pe graficul celor de la OMV Petrom pentru a observa mai bine despre ce vorbesc eu aici. Pe perioada de 3 ani se poate observa că acest grafic este în creștere, iar zonele acestea de creșuri ar fi fost niște zone foarte bune pentru a cumpăra acțiuni. Că ați fi cumpărat aici sau că ați fi cumpărat pe ei sau pe aici, randamentul vostru ar fi fost mult mai mare anul acesta. Dacă doriți să cumpărați acum acțiuni la OMV Petrom pentru a beneficia și voi de dividend, să știți că prețul acesta este mai mic decât prețul de închidere atunci când s-a calculat randamentul. Deci voi nu veți avea un randament de 7,4%, veți avea un randament probabil 7,5% sau ceva de genul. Pentru că în acest moment este 0,4850, iar când s-a calculat prețul era 0,497 lei. Important este să nu cumpărați când prețul începe să crească destul de mult, pentru că atunci nu veți mai beneficia de un randament destul de bun. Mie îmi place foarte mult acest randament, sunt șanse ca această companie să distribuie spre sfârșitul acestui an un dividend special, rămâne de văzut, vom vedea ce mai anunță și ei. Vom trece acum la Nuclearelectrica pentru că am ceva să vă spun. Aceștia vor distribui un dividend mai mare decât cel de la OMV Petrom cu un randament de 9,3%. Să știți că eu am cumpărat acțiuni la un preț de 42-43 de lei, ceva de genul. Randamentul acestui dividend a fost calculat la un preț de închidere de 45, ceva, din câte mi-amintesc. Deci dacă ați fi cumpărat ca mine pe la 42, 40, 41 de lei, randamentul vostru era unul mult mai mare decât acesta de 9,2%. Acesta este motivul pentru care eu vă spun că investiția la bursă pe termen lung este o strategie foarte bună, iar asta se vede în timp și cu cât țineți mai mult acțiunile, cu atât veți observa randamente din ce în ce mai mari la companiile voastre. Desigur, dacă investiți în companii care vor distribui dividende în fiecare an. În continuare, graficul celor de la Nuclearelectrica se menține tot pe aici, pe la 45-46. Haideți să dăm un pic mai pe o perioadă de o lună, să se vadă mai bine. Da, deci un pic ușor peste 45. Iar pentru cei ce nu înțeleg treaba cu dividendele, cum să obții și tu dividendul, să știți că este foarte simplu. Fiecare companie are o dată de înregistrare, un exit date și o dată a plății. Voi trebuie să fiți atenți la data de exit date, să cumpărați acțiuni înainte de termenul acestei dăți, iar după aceea dividendele voastre, adică banii pe care ar trebui să-i primiți, vor intra automat în contul vostru. Nu mai trebuie să faceți după aceea absolut nimic. Trebuie doar să cumpărați înainte de o dată, să așteptați și asta este tot. Acesta este procesul, nu este deloc complicat, dar încă o dată să știți că banii mulți nu se fac peste noapte sau peste o lună, două luni. Banii mulți se fac în timp. Ca să faceți bani mulți trebuie să investiți mult și desigur, ca să investiți trebuie să munciți. Deci nu uitați, fără muncă nu putem avea rezultate. Cu toții am vrea să primim câteva mii de euro din dividende sau să trăim din dividende, dar avem nevoie de mulți bani pentru acest lucru și de răbdare, pentru că în timp vom primi ce ne dorim. Cu asta am vrut să vă ajut astăzi. Sper că v-a fost de folos, sper că v-a plăcut. Aștept părerea voastră în comentarii. Până data viitoare nu-mi rămâne decât să vă salut și să vă urez o zi bună. La revedere!